O minoră în vârstă de 13 ani a fost transportată de urgență la Spitalul de Neurochirurgie Iași după ce a fost bătută cu bestialitate chiar de tatăl său. Adolescenta a ajuns în stare de semiparalizie după ce a fost lovită cu pumnii și picioarele până a căzut de pe scaun. După ce s-a calmat, într-un moment de luciditate, agresorul s-a speriat și a transportat-o cu mașina personală la Spitalul Municipal. Din cauza multiplelor leziuni, medicii pășcăneni au stabilizat-o și au trimis-o de urgență la Iași. Totul a pornit de la un calculator la care tânăra a fost găsită lucrând. Ea refuza să-i cedeze locul tatălui său, care vrea să vorbească pe internet cu soția plecată la muncă în străinătate. Cursul gărzii de sâmbătă, în jurul orei 21:30, s-a prezentat în compartimentul de primire urgențe o fetiță de 14 ani adusă de tatăl ei, care avea semne de agresiune. Din discuțiile medicului pediatru a înțeles cu copilul și cu tatăl a înțeles că a fost vorba de o agresiune a tatălui asupra fetiței, o agresiune extrem de puternică. A fost chemat și medicul chirurg de gardă, a cărui diagnostic a fost de policontuzionat prin agresiune, traumatism craniocerebral, contuzie cerebrală și hemiplegie stângă, adică era paralizie de mână și de picior stâng, ceea ce indica o suferință cerebrală, deci o leziune cerebrală, motiv pentru care copilul a fost transferat de urgență în compartimentul de primire urgență a Spitalului de Neurochirurgie Iași. Colegul nostru, medicul de gardă, dr. Arșinel, care este un medic cu vechime de mai mult de 25 de ani și care a declarat că n-a văzut niciodată în toată cariera un copil traumatizat în acest mod de propriul părinte, s-a interesat a doua zi la spital și fetița prezenta în continuare hemiplegie. Bărbatul s-a înfuriat și a lovit-o cu pumnii peste cap, iar după ce a căzut de pe scaun cu picioarele în abdomen. Acum el este cercetat de poliție după ce medicii pășcăneni au sesizat organele de anchetă în urma constatărilor efectuate. Pe fir a intrat și Direcția pentru Protecția Copilului, care a demarat o anchetă. Luni, în jurul orei 15, s-a întrunit Comisia pentru Drepturile Copilului și s-a luat în discuție cazul acestei fetițe pentru a se vedea ce decizii se ia, dacă nu este cazul să fie luată din mediul familial și ocrotită de stat. Poliția Municipiului Pașcani a fost sesizată în seara zilei de 12 martie 2011 de către cadrele medicale de la Spitalul Municipal Pașcani cu privire la faptul că la această instituție a fost adusă o minoră în vârstă de 13 ani din Municipiul Pașcani, agresată. Din primele verificări s-a stabilit faptul că în cursul aceleiași zile minora a fost agresată în timp ce se afla la domiciliu de către tatăl său în vârstă de 39 de ani. Poliția face cercetări și în funcție de starea de sănătate a victimei, care în prezent se află internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, și în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale ce vor fi acordate în urma examinării de către Institutul de Medicină Legală Iași, se vor lua măsuri legale față de agresor.